Bună seara, numele meu este Dragoș Brașov, sunt din București, dar mă cheamă Brașov. Sunt președintele Asociației Astronomice Urania din București. La Palatul Copiilor avem sediul. Și vă povestesc două, trei lucruri despre planetariul pe care l-am făcut în urmă cu 3 ani. Este un proiect european, conceptul inovativ este cerul de sub pământ, asta a fost ideea, să plasăm în subteran, în Salina Slănic, Prahova, cel mai mare planetariu din România. Într-adevăr, sunt planetarii. Ce e planetariu? Nu știu ce e la planetariu, oamenii ăștia. Să știți că lumea nu prea știe ce e planetariu. Foarte mulți ne întrebau ce este aici, o biserică adventistă. Și credeți-mă, încep explicațiile. Avem un dom, o cupolă. Deci un cort mare. Da. Al nostru chiar este un cort, pentru că este gonflabil. Și este cel mai mare din România. Exact, are 16 metri diametru. Da, deci, practic, planetariul este cam cât acest spațiu pe care îl avem la dispoziție aici. O cupolă imensă. Da, și credeți-mă, o cupolă de genul ăsta, noi când începem să facem prezentările, afișăm constelații. Afișăm constelațiile, pentru că... Prezentările înseamnă că prezinți, că proiectezi, nu? Nu neapărat. Facem și proiecție, dar în timp ce proiectăm, povestim. Totul este live, ne jucăm cu simulatorul și facem ce vrem noi cu acest simulator. Facem să se rotească cupola, de fapt, proiecția, stelele, răsar, constelațiile, apun constelațiile. Dacă este vreți, o experiență... imersivă. 5G? Nu, oh, 3, uite, este un... 3, mai mult decât 3. E un fel de, nu, e un fel de 3D, dar proiecția este 2D. Mai mult de 3D, pentru că ai și senzații. Deci stai pe spate, într-un fotoliu de puf. Da, avem... și cerul, te scufunzi în cer. Frumos. Avem circa 200 de puf, deci sunt 200 de locuri. Vă dați seama că e destul de mare. Și ce este foarte important, faptul că într-un astfel de dom foarte mare îți pierzi reperele. Când facem o rotație nord cu sud și se rotește imaginea, toată lumea se ține de puf, având senzația că se învârte sala cu ei. De ce? Pentru că ei nu mai văd stânga-dreapta, nu mai percep. Se uită în sus și sunt pierduți. Gândiți-vă că sunteți pe o scândură și vă uitați în sus la o bârnă, să zicem, la gimnastică, da? Vă uitați în sus și trebuie să pășiți. E foarte dificil cu echilibru. Deci cel mai bine vă luați părinții, bunicii, mergeți până la Salină în Slănic. Da, a sunt fost, foarte bravo. Multe... Și dacă nu, când începe școala împreună cu clasa. Zi-ne de tombola acum și ce vedem la stand. Bun, deci dincolo de senzația de imersie pe care o aveți în cadrul spectacolelor, filmelor proiectate în planetariu, avem și niște prezentări imersive în care eu vă povestesc despre constelații, facem, de exemplu, intrăm în inelul lui Saturn printre bolovan sau intrăm într-un roi globular, foarte, foarte interesant. Și o chestie foarte frumoasă este că avem niște filme de festival de muzică cu grafică 3D bonus pe care le dăm, acelea vă schimbă experiența senzațional, deci merită să veniți. Și acum ne-am gândit, ca să vă atragem o dată în plus, să facem o tombolă. De ce? Eu sunt președintele Asociației Astronomice Urania. Noi ne propunem să atragem cât mai mulți pasionați și să creăm o comunitate de pasionați. Și atunci am zis, hai să oferim telescoape. E foarte interesant. Vii la planetariu și poți câștiga un telescop. Ăsta e un lucru nemaipomenit, mai ales că dăm și un cadou, un membership în clubul nostru de astronomie. Deci puteți deveni membri în clubul nostru. Deci capeți un telescop și înveți să și lucrezi cu el. Da, bineînțeles. Și puteți veni după aceea la prezentările noastre și la sesiunile noastre de observații astronomice. Pentru că noi acum construim un observator astronomic. Deocamdată am început primii pași, am cumpărat terenul, îl amenajăm și sper că anul ăsta să-l finalizăm. Mai atunci... repede, trei întrebări, dă trei, că așteaptă aici Cătălin și ne-a la bătaie. Dă trei bine, haideți, oferim niște bilete la planetariu. Da? Un fel de tombolă acum. Biletele, dacă vreți, puteți să le luați și de la noi, în completare. Să punem câteva întrebări. Hai, dă întrebările, să dăm. Unde se află cel mai mare planetariu din România? La Slănic. Bravo, tu ai câștigat un bilet. El a mai fost, bă, dacă nu cinste. Nu știu, aș... așa. Hai. Așa, și hai să vedem ce diametru are cel mai mare planetariu din România. 16 metri, bravo. Așa, hai să mai punem o întrebare.
Câte locuri are cel mai mare planetar din România? Aici, 200, bravo, ai câștigat. Așa, și cum se cheamă? Ai loc de joacă, dragul. Cum se cheamă? Cum? Scrie pe tricoul lui, hai repede! Astrofest! Supernova, bravo, ai câștigat și tu un ticket. Și acum o întrebare mai grea ca să dai un tricou. Ăsta e scump. Ia să vă întreb eu ceva mai greu. Cât cântărește telescopa? La ce adâncime se află planetariul? Asta chiar... Bravo, 200 de metri! Felicitări! Nu știu dacă am tricou așa mic, dar facem rost de unul să te potrivești. Îl dă lui tati! Îl dă lui tati! Bravo! Înseamnă că tati te va aduce la planetariu. Vă așteptăm la cortul din stânga, unde sunt mai multe telescoape expuse. Noi avem și telescoape pe telescoape.ro, dacă vreți să cumpărați, deveniți automat membru în clubul nostru de astronomie, așa că vă așteptăm acolo să povestim despre planetariu. Mulțumesc, dragul!